Unde inima mea bate? Unde inima mea bate? Unde inima mea bate? Clinica de excelență DRM. Mobila Dalin. Ceramica Bianca. Rotaprint. Dăruiesc Românie. Aș vrea să fiu
Cine suntem oare? De unde am pornit și spre ce ne îndreptăm? Mă gândesc că o seară ca aceasta, 31 decembrie, ne oferă și îndrăzneala și libertatea de a formula întrebări și de a inventaria. De câte ori am râs cu poftă, de câte ori am fost mai buni, mai înțelegători, de câte ori am fost aproape de cineva care ne-a strigat pe nume, de câte ori ne-am împiedicat și ne-am ridicat pentru a porni din nou de la prima treaptă. Peste foarte puțin timp ne despărțim de anul acesta și mă gândesc că toate astea se întâmplă doar pentru a face mai departe pași spre viitor împreună. Doamnelor și domnilor, vă invit să lăsăm în urmă anul pe care îl încheiem cu sufletul plin. Și vă asigur, da, se poate. Și știți de ce? Pentru că șarpanta lumii încă mai ține. Mai există încă oameni întregi cu sufletul deschis, pe care merită să-i descoperim și să-i redescoperim prin întâlniri miraculoase. Oameni precum invitații mei din această seară, doamnelor și domnilor, Dida Drăgan și Ovidiu Comornic. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Vă mulțumesc! Vă rog, luați loc! Ce privilegiu să încheiem anul împreună. Chiar mă gândeam câte astfel de momente nu ați trăit acolo departe în lume, dincolo de granițele României, poate în culisele unei săli de spectacol, așteptând să întâmpinați noul an cu o sală plină de oameni români. Plină de români și oameni dorniți să ne revadă, oameni dorniți să ne audă cântecele, să cânte cu noi. Mi-aduc aminte că în urmă cu vreo, n-are sens să spun așa, cred că sunt vreo 20 de ani, împreună cu România Internațională, eram într-o transmisie de la Stuttgart și vreau să vă spun că a fost o seară senzațională. Au venit aproape toată Germania, toți românii din Germania, foarte multe lume și a fost un spectacol memorabil. Cum se traduc emoțiile când ești acolo, în culise, înainte de a ajunge pe scenă, înainte de a-ți auzi numele pentru a intra în scenă? Sunt sigură că acela este timpul care cumva are o altfel de trecere. Eu îți fac o mărturisire, gravă chiar. Niciodată nu stau în culise. Mă ascund. De când mă știu, mă ascund. Pentru că, în general, atunci când am concert, când cu vedete mari, mai mult sau mai puțin cunoscute de la noi, dar unele sunt chiar foarte cunoscute, baiata și români și e foarte bine. Dar mă ascund, recunosc, mă ascund. Mă gândesc că meciurile câștigate de echipa de elită a României, echipă alcătuită, iată, în această seară de invitații mei, Dida Drăgan și Ovidiu Comornic, nu pot fi înțelese de fiecare dată ca o simplă victorie personală, decât dacă ne lăsăm molipsiți de sufletul întreg al acestor oameni, de caracterul cu greutate, tocmai pentru a putea și noi să procedăm mai departe la fel. Modelele, iată-le, sunt cele pe care le așezăm cumva acum în fața noastră, la final de an, de acord? De acord, sigur că da. Și pentru asta sunteți în această seară aici. Pentru puterea exemplului, pentru bucuria de a fi împreună, pentru bucuria de a împărtăși și de a dărui, pentru că doar astfel dăruim Românie. Dida, Ovidiu, sunteți pregătiți pentru următorul moment artistic din această seară? Întotdeauna. Rătăciți peste zări, un soare blând răsare pe pământ și totul iar revine din vis treziți.
se înalță către infinit. Un sărut lumii dăruit. Deschideți poarta soarelui să poată răsări pe adâncul cer, senin și bun din ochii de copii. Deschideți poarta soarelui să poată lumina veșnicii de flori și fruct și zbor cât timpul va dura. Nevrute nopți se culcă pe la porți și cât un gând ne mai doare, dar vom uita la zilei aurit hotar când pe cer va fi soare. Doamnelor și domnilor, ne-am gândit să furăm puțin startul noului an pentru a așeza încă de pe acum la temelia, iată, lui 2022, tot ce avem noi mai bun, mai frumos, pentru a ne îmbrățișa idolii, iată, care sunt lângă noi, și pentru a veni spre aceștia cu o reverență, pentru tot ce au dăruit până acum și încă mai au de dăruit României. Iar pentru momentul emoționant pe care l-am trăit împreună de față cu dumneavoastră, mulțumim schimbul 3. Victor, te aștept lângă mine. Hai, repede, repede, repede. Spune, Dida, cum a fost surpriza aceasta? Foarte frumos, o mulțumesc din suflet, dacă a fost pentru mine, dar cred că a fost pentru și spectatori. Și o variantă extraordinară, da, bine reorchestrată. Da. Și cred că e primul băiat super care cântă piesa asta. Eu am cântat-o mai clasic, pentru că e piesa marelui compozitor, Șuteu, dar ei au cântat-o foarte bine. Minunat! O provocare să pune la cale momentul acesta. Spuneți-mi, de pe parcursul pregătirilor, cam care a fost atmosfera, care au fost emoțiile, care au fost discuțiile acolo între voi? Păi a fost o încărcătură cu totul și cu totul specială, să spun așa, mai ales că știam că vom fi în conjunctura asta extraordinară alături de doamna Dida, de domnul Ovidiu. Mă cheamă Dida, nu doamna Dida. Și vă dați seama, am fost emoționat că știam că va fi și dânsa prezentă, dar până la urmă am făcut și am făcut. Foarte și frumos. Foarte bine. Încheiem anul acesta cu o agoniseală de 65 de ani, de când mergem braț la braț cu dumneavoastră, români de pretutindeni, de când mergem braț la braț cu dumneavoastră, artiștii României care povestiți despre România peste tot în lume, 65 de ani de televiziune națională în România, 65 de ani de TVR, pe care numai împreună i-am fi putut trăi astfel. Așa să fie, mulțumim frumos. Dacă ar fi să căutăm în acești 65 de ani momentele cele mai, nu neapărat frumoase, poate chiar și intrigante. Aici, în televiziunea română, au fost doar momente frumoase și, mă rog, eu mi-aduc aminte că am venit prima dată cum 30. 30 acum o clipă cât o viață, nu, mă rog, 30 și ceva de ani. A fost o mare emoție să pășesc în platourile televiziunii române, mai ales că era singura televiziune. Și am întâlnit oameni minunați, am avut șansa să cunosc oameni extraordinari
și de la care să învăț foarte multe lucruri. Am avut șansa să învăț toți idolii, să-i văd în platou, să o văd pe Dida, pe care o iubeam foarte mult, să o văd live, să o văd pe Angela Similea, să-i văd pe toți colegii mei, pe Corina. Am amintiri minunate și doar amintiri minunate am de la TVR. Și de câte ori vin și acum la TVR, pentru mine TVR e în sufletul meu și acolo va rămâne. Dida, știu că ai o relație specială cu românii de acolo de departe, dacă ar fi... Și nu numai cu românii, aș spune eu. Nu numai cu românii. Da, îmi pare rău. Eu, iar cred că e ziua mărturisiilor. Eu n-am cântat pentru românii în străinătate sau acolo unde merg. Foarte rar, poate numai la Chișinău. Dar bine, la Chișinău nu se pune, că sunt tot ai noștri. Da, bineînțeles, dar recunosc că am cântat. Și cu toate acestea, știu că în Israel, comunitatea românilor de acolo te iubește, te îmbrățișează de fiecare dată. În Elveția, în Germania. Da, recunosc. Cu toată modestia recunosc. Dar să știi că mi-a fost foarte greu, pentru că veneam din lumea nimănui și cântam în lumea lor. Da, asta e și motivul pentru care întotdeauna m-am ascuns. Și mă ascund și acum. Cred că aceștia sunt, dacă îmi dai voie la o înțelegere personală, cred că aceștia sunt munții pe care îi traversăm și îi traversează orice artist pentru a ajunge acolo, la înălțimea publicului. Iar artiștii României, iată, artiștii României... Sunt foarte buni. Sunt foarte buni. În special rockiștii, care cântă clasic, știu eu, gen Angela Similea, care este o mare artistă, domnia sa, singurul producător din România care putem să mergem la el, e singurul care nu ne jupoaie, e singurul care se poartă cu noi extraordinar, pentru care am toată admirația. Iată cât de firesc reușim să punem punct unui an cu multe provocări, mai fericite sau mai puțin fericite, inventariind tot ce s-a adunat bun și frumos pe parcursul întâlnirilor noastre, experiențelor noastre împreună. Victor, mă uit la tine și mă gândesc că e greu să ajungi aproape de unul dintre idolii pe care îi ții aproape sau la care te uiți cu admirație, pentru că ar fi măcar câteva nume, nu, de enumerat. Da, ar fi foarte multe. E greu să te apropii de idol. Poate că nici nu trebuie să te apropii prea tare, dar e greu, într-adevăr. Și dintre doar artiștii... că trebuie să muncești, trebuie să, mm-hmm, să... Drumul acela până la atingerea oarecărei perfecțiuni a idolilor e presărat cu foarte multe aventuri, să spun așa, și merită încercat. Mi se întâmpla când eram mai mic și mergeam la trupele preferate și îi urmăream, îi vedeam din sală, de acasă și mă gândeam, ia uite, domnule, uite ce, câtă energie, ce forță, ce meserie până la urma urmei. O să pot și eu vreodată, o să îmi doresc, dar o să am ce-mi trebuie să ajung acolo. Și ușor, ușor, îmi place să cred că încep să mă apropii. Cât pot și eu așa. Schimbul 3 în această seară, împreună cu noi, reușește să dăruiască România într-o manieră originală și aș întrezi să spun chiar provocatoare, pentru că au spus da, au pariat, iată, pe momentul acesta de emoție pe care am vrut să-l orchestrăm împreună. În egală măsură știu că aruncați în văzul lumii și o melodie nou-nouță pe care avem privilegiul la rândul ne să o dăruim. Da, da, avem o piesă mai nouă și pregătim și un show nou și un material nou pe care poate o să avem șansa să-l prezentăm în emisiunile dumneavoastră. Avem un plan pentru anul viitor. Da, 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 avem și un, probabil, poate cea mai frumoasă sărbătoare a rockului, așa aș crede, este vorba despre un concert care va avea loc la Sala Palatului. Sunt 45 de ani aniversari de cariera domnului Adrian Ordean și vom fi acolo cu toții, va fi doamna Dida Drăgan, bineînțeles. Așa, și va fi foarte frumos, abia așteptăm, va fi un eveniment grandios, cu siguranță. Adrian Ordeanu este așa un mare artist, așa absolut, un mare compozitor. Și un om minunat, în afară de faptul că este imens ca și artist, e un om senzațional. Ce experiență ați evocat din cele multe pe care le-ați trăit împreună? Habar n-am. Păi nu, câte piese ai azi? Câte piese ai? Majoritatea piese, nu număr niciodată, nu număr ani, nu număr... piese, nu, numai că
eu am învățat foarte mult de la Adrian și datoresc foarte mult lui Adrian Ordean. Ne leagă foarte mult timp, foarte mult. Foarte, să știi că nu, în această formă de exprimare numită cântec, să știi că nu este așa o bucurie de fiecare dată. Sunt și multe dureri strânse la un loc. Deci, ne leagă. Privim din nou spre scenă. Victor, mergem din nou spre scenă. Desigur. Și ne faci martori la o melodie proaspătă, puternică. Și aș îndrăzi să spun potrivită pentru a o lua cu noi de anul acesta pentru anul viitor. Doamnelor și domnilor, schimbul 3. Întotdeauna e un motiv să nu te simți bine. Ai vrea să chem pe cineva să fie cu tine. Nu mai ai striga, ai doar o șansă, nu ora ta, cheamă un înger. Și poate atunci când nu mai ai ce pune pe masă, ai vrea să te asculte cineva. Când soarele prin vene și tot amarul de pe pământ se neacă în fum. Tu ia aminte, nu te juca, întreabă mai bine sau nu întreba, dar cheamă un înger. Nu mai sta, cheamă. Chemăm poate mai mulți îngeri, nu? Care să ne însoțească. Victor, te aștept din nou lângă noi, să ne însoțească în noul an, să ne păzească cumva, să ni se așeze pe umeri și de acolo să vegheze la toate cele bune și frumoase pe care le avem de făcut și pe mai departe împreună. Facem înțelegerea aceasta acum aici? Da, sigur că da. De ce nu? Încheiem anul acesta cu
poate cu ce speranțe la orizont? În primul rând, cu speranța că la anul va fi mult mai bine, că o să începem să ne întâlnim cu publicul nostru drag pe scenă, ei să fie în serie de concerte, să plecăm la românii de care ne așteaptă și să fim sănătoși. Asta îmi doresc și cu siguranță va fi așa. E o poveste de român de acolo, de departe, de peste granițele României, pe care o purtați cumva aproape? Da, sunt tot felul de povești. Bine, nu mai vorbesc de românii noștri de la Chișinău, unde vreau să vă spun că mergeam destul de des înainte de pandemie. Aveam concerte extraordinare alături de trupa mea, OK. Serile pline, românii noștri sunt plini de emoție, plini de dragoste și vin cu mare drag la concertele noastre. Asta e minunat. Parcă e un aer aparte acolo pe scenă în Republica Moldova. Știu, Dida, că trăiești experiențe extraordinare și tu, ori de câte ori ești în mijlocul românilor din Republica Moldova. Da, și de-abia aștept să mă întorc. Am mers cu tot cu TVR Internațional. Am fost de câteva ori. Fără îndoială ne amintim și noi de galele TVR Moldova. Da, da, făcute de Cristina Lorenz. Și mi-a făcut absolut mare plăcere, pentru că chiar dacă aș fi cântat prima audiție, cred că piesele mele erau cunoscute și artiștii erau artiști aleși, iar mie nu putea să-mi facă decât o mare bucurie în suflet. Nu știu cum facem să avem timp, dar ne pornim spre Republica Moldova pentru a o întâlni pe Svetlana Bivol, directorul Filarmonicii Naționale din Chișinău. A ajunge foarte aproape de noi pentru că a găsit o variantă specială de a dărui Românie. Prin energia ei, prin temperamentul ei, prin prezența ei atât de impresionantă, întotdeauna îți lasă o stare de bine, îți dă o satisfacție armonioasă, deoarece e o artistă desăvârșită. Și, cum să vă zic, amintiri foarte mari, poate nu ne leagă, dar mă leagă impresii foarte mari în urma audiției minunatelor ei piese, în urma performanțelor în scenă, cât în România la TV, atât și la Chișinău. Am văzut-o și în sala Palatului Național, și în sala Filarmonice Naționale. Am fost în juriu de câteva ori împreună la festivalul Mărul de Aur și de fiecare dată m-a copleșit acea prezență a minunatei Dida Dragan. Atâta anume personalitate, atâta prezență autoritar artistică, aș zice eu așa, nu are, cred că, niciunul, și piesele ei întotdeauna copleșesc, întotdeauna te atrag. Nu întâmplător a fost numită flacăra muzicii rock și este o voce de flacără a muzicii rock și este adevărat. Deoarece unde apare Dida Dragan, parcă vine un uragan, parcă vine un meteor, parcă, adică totul în împrejur se aprinde, totul începe a vibra împreună cu minunata ei prestație. Și Maria Neiche Maria, pe mine piesa asta foarte tare mă emoționează, deoarece e transmisă cu atâta suflet, cu atâta trăire cu care poate doar Dida să facă acest lucru. Și aș vrea să zic că această prezență este de unicat și este irepetabilă. La mulți ani și vă doresc toată dragostea. Vă transmitem toată dragostea și toată afecțiunea din partea noastră de aici, din Basarabia. Să aveți multă, multă armonie în suflet și să ascultați multă muzică bună, deoarece ea ne face viața mult mai frumoasă. Ce spuneți de asta? Eu îi mulțumesc foarte mult doamnei director, Sorumâna. Nu, n-am făcut nimic ca să impresionez. Tot ce am ca dar am primit de la Dumnezeu. În rest, eu sunt numai un om care studiază și vreau să nu dezamăgesc niciodată, pentru că darul primit trebuie respectat în fiecare clipă.
dar nu merită atâtea laude. Eu aș zice chiar mai multe. Ovidiu, ajută-mă, te rog. Ea e modestă, ea e foarte modestă și așa a fost toată viața ei. E o flacără, pur și simplu se transformă. E extraordinară. Nu poți să cadă scena, păi ea cântă impecabil și după ce s-a oprit ultimul acord, atunci revine la normal. În rest, nu poți să... Spune asta, asta pentru că nu m-a dat afară niciodată din studio. Ba din contră. Venea la ora 9 dimineața. La 9 dimineața. Să vedeți cum cântă la 9 dimineața. Nu mai vorbesc seara, dar la 9 dimineața Dida era încălzită. Întotdeauna am avut de învățat de la tine. Piesele tale sunt superbe și mi-au făcut un foarte mare bine. Mi-aduc aminte, nici nu vreau să spun de câte ori am cântat Plouă într-una sau Inima mea. Și bineînțeles, mai dăm măcar o zi la Chișinău. Nu știu de câte ori am ieșit la rampă, habar n-am. Nu vreau să țin minte. Îți dai seama ce bucurie pentru mine că sunt cântat de legendele noastre, care au făcut istorie și care fac istorie în continuare și e minunat. Eu mă simt foarte împlinit pentru că sunt cântat de Dida, sunt cântat de Angela, sunt cântat de Marcel Pavel, sunt cântat de o grămadă. Cred că e permanent o declarație de dragoste de la compozitor la artist, de la artist la artist. Și mărturisirile acestea de față cu telespectatorii noștri, cu românii de peste tot din lume, mă gândesc că sunt temelia cea mai bună pentru a pune început bun pentru anul care ne așteaptă. Dida Drăgan, o flacără care va arde puțin și pe scena noastră, pe scena Dăruiește Românie. Cu toată dragostea. Doamnelor și domnilor, povestiți-ne care sunt momentele pe care vreți anul acesta să le luați cu dumneavoastră pentru a vă bucura și pentru a le multiplica în frumos pentru anul viitor. Ne puteți scrie, așa cum o faceți de fiecare dată și pe pagina de Facebook a emisiunii Dăruiește Românie. Dida Drăgan!
Mă gândeam, flacăra aceasta cum ardea într-o perioadă în care poate doar într-o astfel de trăire puteai să-ți ascunzi gândurile pe care nu le puteai rosti cu voce tare, speranțele pe care le aveai și la fel pe care nu le puteai striga în piața publică. Și multe astfel de momente. Sunt sigură că deschidem acum o cutie și a amintirilor care au lăsat, au amprentat poate sufletul nostru, sufletul vostru îndeosebit, al artiștilor cu experiențe și grele, trăite așa tot este, pe scenă. Dar vreau să spun că artiștii își exprimau exact ceea ce vroiau și în perioada comunistă, pentru că fiecare... artist, mai ales Dida, ai fost cenzurată? N-ai fost cenzurată. Nu, pentru că ea avea un mesaj aparte, întotdeauna. No. Metaforele nu prea erau înțelese de cei care conduceau și atunci noi artiștii, mă rog, ne exprimam mai în metafore. Da, e adevărat. Chiar ne-au lăsat în pace întotdeauna. Oricum, artiștii sunt alergători de curse singuratici, Și în afară de faptul ăsta că ne-au lăsat în pace sau... Bine, eu am prins prea puțină perioada respectivă, dar exista un respect față de artist. Foarte mare respect. Exista un respect față de cultură, exista da. O dorință de a cunoaște cât mai multe. Corect. Fiecare om era dornic să cunoască, tocmai că nu aveai acces la toate minunile și atunci încercai să-ți aranjezi o bibliotecă acasă în așa fel încât să poți să cam știi tot ce se întâmplă în lumea asta. Iar artiștii erau foarte respectați. Fiecare epocă are greutățile, să spunem așa, dar cu perseverență, eu cred că se poate face orice. Fiecare epocă, aș îndrăzni să spun, are idolii ei. Și asta e, da, și asta e adevărat. Eu sunt convins că după această perioadă de pandemie de 2 ani de zile, sunt convins că majoritatea dintre noi încercăm să vedem lucrurile mult mai profund. Este foarte important să lăsăm ceva frumos în viața asta, pentru că e foarte important ca oamenii să-și aducă aminte de lucruri frumoase și să zică, da, domnule, uite, Dida Drăgan a cântat, a fost o flacără, ars ca o flacără, Angela Simila la fel, să rămână lucruri frumoase. Noi, slavă Domnului, noi artiștii avem cu ce ne lăuda, că lăsăm o grămadă de lucruri frumoase în urma noastră. Nu, Dida? Ești de acord? Este foarte adevărat. Eu sunt mare amatoare de pictură, chiar admiratoare. Cum îți explici că domnul Paciurea nu poate fi înlăturat? Domnul Brâncuș este cel mare sculptor al omenirii, cel mare pictor al României. Știu eu, Lucian, Paladi, Ciucureincu. Cum îți explici că nu pot fi ștersi? Este imposibil. Harul dat de Dumnezeu nu poate fi șters de nimeni. Niciodată, decât numai și numai de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ți-l dă și tu trebuie să fii responsabil. Ovidiu, mai povestim și după ce ne reîntâlnim cu partea creațiilor tale, de dragul Didei, de dragul celor care ne privesc acum de peste tot din lume? Cu mare drag! Te invit pe aici, este drumul spre scenă, doamnelor, domnilor. Ovidiu Comornic dăruiește România pe scena noastră, iar dumneavoastră puteți să ne povestiți cum așteptați să întâmpinați noul an. Aș îndrăzni să sper privind spre noi, privind spre acasă, spre România. Târziu eu mă trezesc, pe geam mă uit și mă gândesc, cât de frumos era cândva, până ai plecat din viața mea. Atunci chiar totul s-a schimbat, credeam că eu sunt vinovat, dar nu știam că tu de fapt cu altul m-ai înșelat. Doar eu știu cât mi-a fost de greu, cu inima vorbea mereu și mă certam urât cu ea. Știam că ea va câștiga. Inima mea îmi spune că vrea, atunci eu te pot ierta.
și chiar îți pare rău că te-ai jucat cu viața mea. Îmi spui că eu sunt tot ce ai, te iert chiar dacă nu credeai. Doar eu știu cât mi-a fost de greu, cu inima vorbeam mereu și mă certam urât cu ea. Știam că ea va câștiga. Inima mea îmi spune că vrea, atunci eu te pot ierta. Mult prea multe cuvinte îmi vin în minte, aș vrea să le spun, dar nu mă lasă ea. Inima mea mă pierd în fața ta. Voi șterge trecutul, îmi va fi greu, dar nu pot să te scot. Ovidiu Comornic, inima mea îmi spune că sunteți împreună cu noi, că aveți povești pe care doriți să ni le împărtășiți. Te rog, Ovidiu, tot pe aici, tot lângă noi, că mai avem puțin, încheiem anul și... Și l-așteptăm pe cel care vine cu multe surprize frumoase, zic eu. Da, mulțumesc foarte mult, mulțumesc frumos. Pe voi mizez, pe voi pariez, pe artiștii României, spre care privim cu reverență, pentru că ne-am gândit că așa e cel mai frumos să dăruim Românie într-un an în care numărul 65 înseamnă istorie pentru România, o istorie în dreptul căreia semnează chiar Televiziunea Națională din România, Televiziunea Română. Un loc în care intersecțiile comune cu artiștii României sunt atât de multe și atât de măgulitoare și de o parte și de cealaltă, pentru că în depozitarul acesta pe care noi îl numim Arhiva Televiziunii Române sunt bucățele, cred, din sufletul tuturor, din sufletul idolilor români. Vreau să fac o mică paranteză, să spun că atunci când Televiziunea Română a împlinit 50 de ani, eram pe scena festivalului de la Mamaia și am primit trofeul TVR 50 și scria pe, în afară, pe diplomă și pe trofeu, scria pentru rolul avut în istoria televiziunii române. Și m-am gândit atunci, băi, zic, îți dai seama că am intrat în istoria televiziunii române? E minunat ce se întâmplă. Este, este special. Da. Măgulitor de o parte și de alta, Dida. Eu nu pot decât să mulțumesc încă o dată și mă repet de o milion de ori lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dat. Mulțumim Dumnezeu pentru Televiziunea Română și acelor care fac și păstrează inima acestui neam împreună, pentru că dincolo sau dincoace de micul ecran ne face să fim tot timpul împreună. Și acum, pentru că te-ai referit la Moldova, eu îi iubesc de nu mai pot pe moldoveni. Și mulțumesc Cristinei Lorenz, care întotdeauna m-a pus pe lista interpreților care mergeau în Moldova. Cred că te poartă în suflet, cum de altfel orice român te poartă în suflet. Nu, mai prin... mult eu îi port în suflet, pentru că eu le sunt datoare. De-acord. Le sunt datoare vândută. Ne purtăm în suflet reciproc. Mai nimic n-au primit de la mine, dar poate o fărâmitură de har, poate dar sânge din sângele meu și timp din timpul lui Dumnezeu. Victor, îți dai seama la ce suntem martori aici clar, acum? Clar, cu siguranță. Da, da. Nu te lăsa copleșit de emoții, te rog. Profită de moment, că se încheie anul, nu sigur, de altceva. Da, eu doresc să mulțumesc divinității pentru sănătate, în primul rând, că fără sănătate nu facem absolut nimic. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru invitație, că mi-ați dat oportunitatea să fiu aici împreună cu dumneavoastră și Televiziunii Române, care cred că e cumva cea mai aproape de sufletul românilor, care cred că a rămas cea mai aproape de sufletul românilor.
Pentru că aici vedem artiști adevărați, vedem emisiuni adevărate, povești adevărate, cumva a rămas la casa sufletului nostru, nu știu, așa simt eu. Și realizatori adevărați, siguranță. Pentru că sunt cei care fac această emisiune și fac emisiunile la televiziunea română, sunt oameni școliți, oameni... Așa este, sunt oameni profunzi, sunt oameni care au o cultură extraordinară și să dea Dumnezeu să rămână cât mai mult pe poziția, pentru că avem nevoie de emisiuni frumoase, emisiuni adevărate. Întotdeauna, indiferent unde ne-am aflat, cumva reușim să ne întâlnim, să ne spunem ceva de bine, ceva frumos, sau să găsim cheia prin care să descifrăm un semnal, prin care să știm că suntem sub o formă sau alta împreună. Mergem în comunitatea românilor din Israel. Acolo ne întâlnim cu Dragoș Nelersam, este directorul publicației Gazeta Românească din Israel. Este un român care face istorie dincolo de granițele României, o istorie care se scrie acolo departe în lume, în limba română. Artiștii români sunt îndrăgiți în Israel, așa cum știți, au avut loc până la pandemia de corona, tot felul de concerte și de evenimente culturale și mereu am avut invitați din România, pentru că artiștii români sunt iubiți și foarte bine primiți aici. Ne sunt foarte dragi, mai ales acum în luna decembrie, în luna sărbătorilor. Ne bucurăm să ascultăm muzică românească, ne bucurăm să auzim colindele românești și sufletul nostru este aproape de România și suntem foarte aproape de artiștii români. În fiecare an este un eveniment important, se numește Romaniada, în care vin artiști români și aici pe parcursul mai multor zile, un festival românesc de muzică, de cultură și... Din păcate, doar l-am întrerupt, deci anul ăsta nu o să fie, dar sperăm ca de la anul să meargă lucrurile înspre bine și să fie. Iubim generația de aur, începând cu Cătălin Crișan, Gabriel Cotaviță, Sandaladu și Aurelian Temișan, Oana Sârbu, Gabriel Dorobanțu, regretata Mădălina Manole, Ovidiu Comornic este unul dintre favoriții noștri. Au melodii care ne merg la suflet și sunt potpuriuri nemuritoare. Vă dorim un an nou... multă sănătate, că asta este cuvântul cheie acum, cu bucurii, cu o rază de lumină, de speranță din Țara Sfântă, din Ierusalim, către voi, către toți românii. România e în sufletul nostru, muzica românească e în sufletul nostru, melodii ca Ieșmireasa vieții mele, Frumoasa mea și așa mai departe sunt melodii pe care noi le fredonăm și le vom fredona alături de colindele românești, urmărind programele TVR Internațional, le vom fredona și acum în decembrie, cu ocazia sărbătorilor. Eu nu pot să adaug nimic. E minunat, pentru că exact același lucru simțim și noi de câte ori mergem acolo în Israel, că publicul e dornic, vin, te opresc, știi că am venit de la 400 de kilometri să te văd, hai să facem o poză, deci, sunt foarte drăguți, sunt foarte prietenoși, sunt foarte generoși, se distrează, se bucură. E o atmosferă, într-adevăr, o mare sărbătoare la întâlnirile cu românii de afară. E o comunitate cumva specială, comunitatea românilor din Israel. Vreau să vă spun ce m-a impresionat foarte tare. Era o doamnă care în ultimii 3 ani venea la fiecare concert și vorbea stricat românește. Și am zis, dar nu... Zice, eu nu sunt român, că soțul meu a fost român, dar zice, din păcate a plecat și eu vin în amintirea soțului meu, pentru că l-am iubit foarte mult și iubesc foarte mult limba română. Și vin să aud cum se vorbește românește, pentru că așa mă aduce mai aproape de soțul meu. Da, un gest care m-a emoționat. Ce e foarte frumos e că undeva, cred, sub o formă afectivă de scriere, notați toate aceste mărturisiri. Ele nu se șterg niciodată din experiențele trăite
dincolo de granițele României sau și dincolo de granițele României. Dida, refacem drumul spre scenă, te rog mult, pentru că sunt sigură că... Da, o să cânt o prima audiție care aparține lui Nicolae Caragea. Este cu totul și cu totul altceva, dar mie îmi face o plăcere că o cânt, pentru că este... Caragea este un moldovean, mă rog, frumos, dar foarte bun, mare. Dida Drăgan, întotdeauna în cea mai fericită companie a compozitorilor, dacă e să mă uit așa puțin, puțin peste umăr și să-l zăresc și pe Ovidiu aici lângă mine. Doamnelor și domnilor, întâmpinăm noul an împreună, încercăm cumva să furăm startul, asta pentru a fi și mai pregătiți, cu gânduri bune, cu planuri îndrăznețe și, de ce nu, cu declarații de prețuire față de noi și față de ceilalți, pe care să le mărturisim cu voce tare în noul an. Așa dăruim și Românie. Viața mea ești numai tu, te-am iubit mereu. Pentru noi doi e un genunchi, mă rog la cer. Dragul meu, iubitul meu, nume nu ți-am dat, dar te-am privit și-am retrăit un vechi mister. Frumosul meu drag, neașteptat, rămâi unde ești, nu vreau să mă găsești. Frumosul meu drag, neașteptat, de veacuri scris, să avem o iubire ca de vis în paradis. Este dor, un dor nebun, pe un țăr pustii, îmbrățișați să ne mișcăm în imbalans, să mușcăm din veșnicii pentru amândoi. Chiar dacă știm că asta însăm unicul dans. Frumosul meu drag, și neașteptat, rămâi unde ești, nu vreau. Să avem o iubire ca de vis în paradis. Eu cândva undeva ți-am dat inima mea. Tu ești cer, eu sunt stea, sunt steaua. Paradis!
Mulțumesc cu reverență. Mulțumesc, Dida Dregan, Ovidiu Comornic, Victor și minunații tăi parteneri, cei care alcătuiesc schimbul 3 și care au fost partenerii noștri pentru a orchestra surprize plăcute și pentru Dida Dregan, pe care o aștept din nou lângă mine, dar fără îndoială și pentru dumneavoastră, pentru cei care ne urmăriți acum de peste tot din lume. Dida, dar ce declarație de dragoste, ce moment, ce emoție. Ce piesă frumoasă. Felicitări, doamnă. Am cântat-o pentru un prieten al meu foarte drag, care a plecat la Dumnezeu și poate a fost și colegul tău, se numea Sorin Burtea. Sigur că mi-a rupt sufletul, dar pentru el am cântat două piese, Unde să mă duc eu, Doamne, pentru că el m-a rugat și asta pentru că nu știu, nu m-a rugat el, dar am considerat că vorbele spuse pe care le-a adresat cuiva merită să fie auzite. Așa este, frumosul meu un om drag, minunat, nu vreau să mă găsești. Te-aș fi aplaudat împreună cu românii de acolo de departe, care sigur au făcut lucrul acesta și mă gândesc că, uite, îmi dai voie să spun că văd lacrimile din ochi și mă gândesc că aceeași privire a fost și atunci când ai văzut o sală plină de români aplaudându-te în picioare. Ei, da. Mărturisește-ne. Da, e adevărat. Asta nu mi s-a întâmplat doar o singură dată, dar, mă rog, nu cânt pentru aplauze, cânt pentru sufletele oamenilor care vor să mă asculte și atât. Nu cânt pentru aplauze. Nu știu cum ar fi să nu primesc, mulțumesc, mă laud acum, dar mărturisești. Iubesc să cânt. Nici nu cred că aș fi în stare să fac altceva, nu mă pricep la nimic decât la cântat. Dacă mă lasă compozitorul în pace și nu mă dă afară din studio, dacă, mă rog, îmi place tare mult. Iubesc cântecul, n-am ce să mă fac. Nimic nu mai e frumos pe lume decât să cânți. Pe scenă trăiești niște lucruri pe care nu le poți explica în cuvinte. E un schimb de energie între tine și public și se creează așa o atmosferă de poveste. E clar că nimic nu se compară cu momentele acelea de pe scenă, dar am rezonat foarte mult cu cântecul Didei, care mi-aduce aminte de tatăl meu, care a murit acum 27 de ani. Îl chema Dino Petre, a fost actor. Și mi-a trezit așa niște amintiri. Pentru mine a fost cel mai mare model în viață și cântecul ăsta a mers așa la casa sufletului. Mulțumesc. Și vă mulțumesc foarte și mult. Și tu, dacă mai spui așa, alerg. Da. Mă cheamă Dida. Da, mi-e greu să mă obișnuiesc, dar obișnuiește-te. Da, Dida, ok, așa mai... rămâne, gata. Doamne, e doar Maica Domnului. Știți care este adevărul întâlnirilor noastre? Acela că nu facem nimic care să ne pună sentimentele cumva la adăpost. Ne dezvăluim așa cum suntem. Avem curajul de a vorbi cu toate cuvintele. Și chiar dacă momentele astea de sărbătoare cumva suntem obișnuiți să ne ducă în vecinătatea ceea ce numim generic veselie, bucurie, cred că de fapt în conjurul tuturor trăirilor e necesar să treacă și pe lângă cei care nu mai sunt aproape de noi și spre care ducem un gând acolo spre stele și spre cei care au nevoie de noi, pentru că numai sprijiniți își pot continua drumul în viață. Ori de câte ori ții de mână un tânăr pentru a merge în viață, pentru a avea acces la educație, fără îndoială scrii o poveste mai bună despre lumea ta, despre locul tău, de această dată și despre România. TVR Internațional, împreună cu Fundația World Vision România, iată că încearcă să găsească pentru dumneavoastră de fiecare dată câte un model de tânăr care a fost ținut de mână, a fost sprijinit și a văzut visul îndeplinit, iar acum, prin el și faptele lui, dovedește simplu că da, educația merită. Sunt Andreea și lucrez la Muzeul Antipa ca biolog. Sunt fost bursier, vreau în clasa a noua, al Fundației World Vision.
Acest proiect educațional a însemnat pentru mine extrem de mult și ca să evidențiez acest lucru, aș vrea să fac o scurtă incursiune în timp, mai exact în clasa a patra. Eram 10 copii și fiind insuficienți pentru a forma o clasă, învățam în paralel cu clasa a doua. Doamna profesoară împărțea tabla pe jumătate și preda simultan. Într-o pauză m-am dus la dânsa și cu teamă am întrebat-o oare cum o să fac față competiției de la oraș. Nu o să uit niciodată pe doamna învățătoare când mi-a spus că Andreea, în orice cătun îndepărtat ai fi, dacă vrei să înveți, vei învăța, dar și înconjoară-te de oameni de la care ai ce să înveți. Iar cred că World Vision a fost acea parte în care oamenii m-au învățat constant lucruri și mi-au oferit oportunități de a mă dezvolta. Întotdeauna am militat pentru educație și mi se pare că de multe ori oamenii văd o educație solidă prin investiția în calculatoare, într-o sală cu tehnologie, dar cred că educația presupune mult mai mult de atât, o investiție mult mai mare printr-o alimentație sănătoasă a unui copil, prin asigurarea unei infrastructuri de transport corespunzătoare, nu mai spun de haine și rechizite. All Vision cred că a făcut din mine omul care sunt astăzi, pentru că cu All Vision am văzut prima dată Marea, cu All Vision am fost prima dată la cinema, All Vision mi-a luat prima bluză pe care mi-o doream și pe care nu mi-o permiteam. All Vision mi-a dat posibilitatea să țin prima conferință la Facultatea de Psihologie în fața unui amfiteatru plin și care cu siguranță m-a ajutat mai departe în conferințele pe care le-am susținut. Cred că, într-adevăr, a format poate omul care sunt acum prin aceste oportunități. Țin minte că aveam o bursă de 100 de lei, care atunci poate însemna mai mult decât acum și cu acei bani îmi luam poate un sandwich la școală sau îmi plăteam transportul, pentru că între casa mea și liceul pe care l-am frecventat erau 8 km. Banii uneori nu sunt suficienți dacă nu este și o voință din partea ta, dacă nu-ți dorești cu adevărat să-ți depășești condiția. Străbunica mea, pentru că sunt norocoasă că am prins-o în viață, îmi spunea, învață, pentru că ceea ce înveți va rămâne întotdeauna în tine, nu-ți poate lua nimeni învățătura. Și cred că asta a rămas întipărită în mintea mea și am înțeles că, într-adevăr, ceea ce învăț nu poate lua nimeni, că este o șansă la evoluție, pentru că întotdeauna mi-am dorit să fiu un om respectat prin ceea ce fac și să fac bine ceea ce fac. Cred că dacă fiecare dintre noi, prin ceea ce învață, dă mai departe și face bine ceea ce face, aduce un plus valoare acestei societăți și, de ce nu, acestei lumi. Educația stă la baza fiecăruia. Cred că suntem datori cu educație. Eu cred că cel mai bine pentru un artist e să fie sincer. Și dacă se poate, cu sufletul în palmă, pentru că el, dacă Dumnezeu l-a binecuvântat și el este pe scenă, el trebuie să fie sincer. Pentru că numai în felul ăsta poți să ajungi la sufletul celui care te ascultă. Fiind ca el, sincer și adevărat. Cred că tinerii aceștia pot găsi, fără îndoială, acea inspirație de credință, nu? De îndrăzneală, în rândul oricărui artist român. E foarte important să studiezi foarte mult, să faci ceea ce îți place și dacă vezi că îți place un lucru și ai chemare pentru acel lucru, trebuie să insiști. Educația este foarte importantă în orice domeniu, pentru că dacă ești educat, cu siguranță ajungi departe. E și o vorbă celebră. Ai carte, ai parte. Din păcate, în ziua de astăzi, mai puțin cu cartea, mai mult cu partea.
Nu știu cât o să dureze toată nebunia asta, dar sunt convins că în viitor apropiat lucrurile se vor așeza. Și e foarte important să consolidăm o educație sănătoasă în noi și să creștem într-un spirit extraordinar ca să putem să ajungem acolo unde ne-am propus. Dar sunt sigură că comunitatea binelui împreună cu fiecare dintre artiștii României e una din ce în ce mai solidă, în măsură să ofere modele, de ce nu, în măsură să așeze acolo undeva pe piedestal idoli. Te rog mult, Victor. Educația este capitală pentru cineva și e foarte bine că vorbim despre asta, pentru că în felul ăsta simt că punem umărul la așa ceva și asta e foarte bine și foarte binevenit. Eu sper ca pandemia asta să treacă cât mai repede și e clar că lumea va fi altfel după pandemie. Habar n-am cum, nu știu, poate spiritele progresiste vor avea cuvântul, habar n-am, nu știu. Dar cu siguranță simt că va fi mai bine. Și îmi place să cred că nu mă înșel. V-ați întâlnit la un moment dat în concertele și caritabile pe care știu că le susțineți cu exemple de astfel de copii. Dida, știu că întotdeauna te-ai implicat în astfel de, nici nu știu dacă să le spun, proiecte, poate mai curând, experiențe afective și emoționale. Și nu de acum, ci de demult. Salut copiii din Chișinău, Spitalul Copiilor Orbi, cărora le-am dăruit, nu le-am donat. Eu nu donez, dăruiesc. Indemnizația mea de merit. Și mă înclin în fața doctorilor care au grijă de ei și îi ajută. În rest, sigur, nu cred că din cele 20 și ceva de premii, nu cred că mi-am oprit vreodată ceva. Întotdeauna am dăruit. Cred în forța modelului, în forța idolului, în forța faptelor noastre, mai mult decât în orice așezare metaforică a cuvintelor. E foarte important să nu ne pierdem tradiția și să educăm tânăra generație în spiritul românesc, pentru că e foarte important să nu ne uităm, să nu uităm de unde am plecat, să nu uităm colindele noastre minunate, să nu uităm toate minunile, cum mergeam noi la colindat când eram copii. Tradiția trebuie să facă parte din cultura celor care vin din spate, deci generațiilor viitoare. Întotdeauna cei care au ajuns dincolo de granițele României știu că s-au desprins de aici, de acasă, din România, iar prin activitatea pe care o derulează și de foarte multe ori prin rezultatele performante în dreptul cărora semnează, povestesc la superlativ despre noi și nu e doar așa o formulare politicoasă de final de an, ci este un argument susținut, așa cum cred că am spus-o de multe ori, prin oameni și faptele lor. Încă un astfel de exemplu, încă o astfel de mărturisire, încă, iată, o prezentare de astfel de fapte, poartă numele lui Alexandru Iosub, pe care vreau să vi-l prezint, dacă sunteți de acord. Mergem acolo în Olanda, unde Alexandru activează ca profesor la Universitatea Politehnică de destui ani și scrie istorie pentru noi, pentru România, pentru că, da, educația merită. S-a născut în București în 1980. De mic a fost pasionat de calculatoare și de sport. De la școala numărul 19 a ajuns la Colegiul Național Sfântul Sava, un liceu de prestigiu din capitală, pentru ca mai apoi să fie absolventul Politehnicii, urmând să-și susțină lucrarea de diplomă în Franța. În prezent predă sisteme de calcul la Universitatea Liberă din Amsterdam. Este cercetător invitat la Universitatea Tehnică din Delft și absolvent al Academiei Regale Olandeze de Arte și Științe. În anul 2015 a fost numit profesorul și cercetătorul anului în țările de jos, după ce a revoluționat sistemul de predare al unui curs de temut în rândul studenților, desigur, pentru gradul de dificultate. Împreună cu jurnalista Claudia Marcu au inițiat proiectul Noi Rădăcini, prin care au realizat o biografie pozitivă a comunității de români din Țara Lalelelor. Educația înseamnă inovare, spune Alexandru Iosub, care prin activitatea desfășurată de-a lungul timpului demonstrează din plin această convingere. Fără să învăț lucruri noi, cred că lucrurile s-ar fi oprit destul de repede și, prin urmare, m-aș fi simțit mult mai puțin în largul meu și m-aș fi simțit mult mai restrâns și constrâns.
atâta timp cât înveți, poți să-ți deschizi mintea și să ajungi să faci niște lucruri extraordinare și să ajungi să și înțelegi ce ai făcut în viața ta. Ce a făcut tatăl meu, cred că a fost foarte important, pentru că era legat de Institutul de Tehnică de Calcul din București. Nu știu cât făcea părți software, dar făcea automatizări. Deci cumva am fost legat de această idee și mai ales țin minte când mergeam vara și vedeam obiectele respective și mi se păreau extraordinare și voiam să aflu mai multe despre ele, nu știu dacă voiam neapărat să mă joc cu ele, cât voiam să înțeleg de ce sunt așa și cum funcționează. Iar mama făcea proiectare, deci a încercat să mă trimită mai mult pe o direcție artistică. Cred că aia a devenit mai mult un hobby personal. Au fost multe, multe momente grele. Atunci când ești tânăr, te lupți și cu, nu știu, lipse financiare, mai ales când te uiți în jur și vezi că poate alții au mult mai mult și nu înțelegi de ce și ce poți tu să faci ca să mai schimbi situația asta. Până la lucruri serioase de genul, ești oare capabil să faci un lucru sau să faci alt lucru, poți să treci toate testele academice, poți să ajungi cumva în vizorul celor care se uită după foarte multe criterii speciale de reușită și capabilitate. Cred că am trecut prin toate astfel de probleme prin care ar trece practic oricine. Ce m-a ajutat foarte mult, poate vine de acasă. Ideea că nu-ți poți permite să nu reușești. De multă vreme mă întreb ce le lipsește tinerilor din România să reușească. Deci, pentru tine, dacă te întreb ce îți lipsește ca să reușești, nu e niciun fel lipsa unei abilități intelectuale sau lipsa capabilităților. E pur și simplu lipsa cuiva care să poată să-ți povestească încotro te-ai putea îndrepta, cam cum arată o carieră bună, cam care sunt deciziile importante și de ce anumiți oameni le iau într-o direcție în timp ce alții în altă direcție. Cu alte cuvinte, un mentor. Alexandru Iosub e un exemplu clar că întotdeauna orizontul cunoașterii rămâne deschis pentru fiecare dintre noi, indiferent de ani, de experiență, indiferent de vârsta la care am ajuns, indiferent de întâlnirile pe care le-am avut. Dida, aici tu cred că poți să mărturisești pe mai departe, nu? Dacă e să ne oprim numai la lecțiile de canto, la care încă ajungi periodic. Da, merg, recunosc. Am o profesoară rea, foarte rea, se numește Gabriela Duțescu, folosește din când în când papucii și cu mine, dar sunt foarte datoare, pentru că este un profesor de canto extraordinar, fac canto clasic, nu cinci note, deși gamele se construiesc din 5 în 5, producția de serie nu mă interesează, și nu o să mă intereseze până plec pe câmpiile cerești. Deci învăț, pentru că tot timpul am ceva de învățat. Știai asta? Ovidiu, știai asta? Da, sigur că da. A venit și la studio cu doamna Duțescu. La 9 dimineață. Da. La 9 dimineață, da, știu. Nu, Dida este un pic atipic față de restul, atipică față de restul colegilor. Mi-era frică de dumneavoastră, domn profesor. E perfecționistă, pur și simplu perfecționistă. Și în studio până nu... Vreau să spun că intră și cântă cap-coadă și după aia zice, mai trag o variantă, poate alege altceva, poate-ți place altceva. Hai să mai facem... Nu, și el îmi spune ce mai facem niște terțe, ok, dar nu, vine cu lecția învățată, mă rog, altă lume. Nu vin așa, hai, dăm rec și... Oprim, no. Mai luăm, nu, e altceva. Așa se face și la voi, nu, Victor? Cum merg repetițiile? Păi, uneori pus cântei, alteori fără, dar merg foarte bine. Ideea e că suntem o gașcă care ne potrivim foarte bine între noi și lucrurile merg spre bine. La rog și nu poți ajung, păcăli. Da, și ajung unde trebuie. Și la rog nu poți păcăli. No. Da, cu siguranță nu. Și că veni vorba de ajutor și de canto în același timp...
de curând mi-am descoperit așa, aș spune, vocație de profesor, dar nu e nici pe departe, pentru că mă adresez mai mult copiilor. Avem eu și cu soția mea o școală de canto și de balet, se numește Căsuța Doremii, și avem și ore gratuite pentru cei care nu-și permit. Și e o chestie foarte recentă și niciodată nu mi-aș fi închipuit că pot să mă adresez oamenilor, copiilor, că pot să le arăt. Întotdeauna am simțit că vreau, că pot să le spun multe și am ce le arăta, dar n-am știut cum să încep, cum să fac asta. Nu știam dacă sunt pregătit pentru asta, dar acum trăim momente fericite acolo alături de copii și este extraordinar. Și cred că putem începe cu o faptă bună și împreună. Absolut. Plecând de la experiențele pe care cumva le-am desfăcut pentru a le înțelege mai bine în noul an. Pentru 2022 să ne întâlnim fără îndoială, sănătoși, cu speranțe și încredere la orizont. Și mai cum? Spuneți-mi voi, și să-mi completez lista. Și cât mai mult pe scenă, să fim cât mai mult pe scenă. Da, asta e, cât mai mult pe scenă. Să avem parte de public numeros, să vină să ne vadă, să trăim clipe minunate împreună. Și de TVR Internațional, care este o televiziune de anvergură și cu anvergură și care promovează adevăratele valori ale acestui neam, fără părtinire. Să încercăm fiecare să fim cât mai fericiți cu putință, prin orice mijloace. Eu îmi doresc ca Arhiva Televiziunii Române să fie plină doldora cu astfel de momente, cu astfel de mărturisiri, cu artiști precum invitații mei din această seară, Dida Drăgan, Ovidiu Comurnic, Schimbul 3, dar și cu artiști precum toți invitații care au fost de acord să dăruiască România pentru dumneavoastră și nu doar aici, la TVR Internațional, ci de fiecare dată când v-au avut în față, în rândul publicului. Și îmi doresc mult să vă aud foarte des la radio, în țară și în străinătate. Să aud melodiile artiștilor români, fredonate de toată lumea, și fiecare melodie pe care un artist român își pune amprenta să poarte și o amintire a unuia dintre noi, dacă nu a fiecăruia în parte și a tuturor împreună. Aș avea multe să spun, dar trebuie să mă... Spunem repede, potolesc, se termină anul! Mă potolesc. E minunat că am întrebat ce se întâmplă în această emisiune. Mi-e adevărat, de mult n-am văzut o asemenea emisiune. Chiar n-am văzut. Noi ar trebui să fim români, mai români decât românii. Nu știu dacă am mai înțeles. Noi întotdeauna, e greu să explic așa, e foarte important să fim aproape de valorile noastre, de a le promova și de a le aduce în casele oamenilor. Cred că această pandemie a schimbat un pic societatea și numai cu siguranță... De la pandemie? Da, pentru că și-au dat seama de anumite lucruri mulți și cu siguranță va fi un pic altfel. Eu cred în lucrul ăsta. Și eu cred că nu ne-am făcut neapărat planuri mari pentru noul an. Mai curând bucuriile astea simple, mărunte, să se îndeplinească și să ne aducă împreună. Exact, vreau să mai spun doar atât, că românii de afară sunt mult mai uniți unii dintre ei, mai ales când e vorba de România. Vreau să vă spun că dacă cumva vine cineva și spune rău ceva de România, păi iau foc toți. Noi în țara noastră aici ar trebui să devenim un pic mai patrioți, pentru că noi aici lăsăm așa de pe zi pe alta. Românii de afară sunt mult mai bine organizați, pentru că trăiesc, simt altfel. Noi aici, dacă le avem pe toate ale noastre, știi, mai uităm să avem grijă de ele. Le e dor. Da, le e dor, da. Puțin am avut o emisiune în care am spus că singurul cuvânt intraductibil este... Dor. Cuvântul dor. Le e dor. Dar să nu ne lăsați să ne fie prea mult dor până să punem la cale alte și alte astfel de experiențe în noul an. Pentru seara aceasta, vă mulțumesc frumos. Pentru fiecare întâlnire vă mulțumesc frumos și pentru tot ce ați dăruit României, vă mulțumesc în numele Televiziunii Române. Încercăm și noi să facem mici bucurii invitaților noștri. Nu reușim de unii singuri, ci împreună cu partenerii noștri. De această dată este vorba despre Clinica de Excelență DRM, care pune la cale, împreună cu TVR Internațional, iată, momente de bucurie pentru invitații noștri, pentru artiștii României. Mulțumim foarte mult sponsorului emisiunii Clinica de Excelență DRM. Te-aș ruga ca o asemenea emisiune să se repete, pentru că oamenii de asemenea emisiune au nevoie.
Eu pot să cânt foarte bine și în engleză și în pichineză, în ce vrei. Dar în limba română, iartă-mă. Așa facem. Iar eu deja mă gândesc la data viitoare, deci am început să... Deci, să vedem. Da. În regulă. Câteva ore se încheie anul și următorul îl începem. De ce nu poate tot aici, în studioul Dăruiește Românie, împreună cu dumneavoastră, român de pretutindeni, cât mai mult pe scenă. Așa să ne întâlnim cu artiștii României. Te rog, Ovidiu, drumul spre scena Dăruiește e destul de scurt, însă drumul spre dumneavoastră este unul care se parcurge de fiecare dată cu emoție și cu sensibilitate și cu toate mărturisirile oneste pe care mă bucur că am reușit să le așezăm cumva pe un piedestal, exclusiv datorită invitațiilor mei, exclusiv datorită artiștilor României și... Pentru privilegiul acesta, acum la final de an, vă mulțumesc tuturor. Mulțumim pentru tot ce ne scrieți și pentru faptul că rămâneți acolo, departe, cumva tot aproape de noi și de România. Așa să ne întâlnim și anul următor. Dăruiți Românie! Atâta dragoste că abia aștept cu drag să vin. Ai înțeles că simt nevoia de a lupta, dar asta-i firea mea și asta-i viața mea. Și dacă mă numești bărbatul tău boina, orice s-ar întâmpla, mă-ntorc la tine iar. Când vin acasă, mi-aduc aminte și cine sunt și ce-am visat. E așa curat și e liniște și uit că am fost plecat. Când vin acasă, o mână sfântă aprinde focul în cămin. E atâta dragoste că abia aștept cu drag să vin. Când vin acasă, mi-aduc aminte și cine sunt și ce-am visat. E așa curat și e liniște și uit că am fost plecat. Acasă, o mână sfântă aprinde focul în cămin. E atâta dragoste că abia aștept cu drag să vin. Când vin acasă, mi-aduc aminte ce-am visat. E așa curat și e liniște și uit că am fost plecat. Aprinde focul.
Emisiunea Dăruiește Românie este susținută de Clinica de Excelență DRM, Mobila Dalin, Ceramica Bianca, Rotaprint.